În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cel care voiește să fie mai marele vostru, să fie slujitorul tuturor. Iubiți credincioși, deja încet, încet ne aflăm în drumul spre Ierusalim, spre intrarea în Ierusalim, adică mai avem o săptămână până la Florin, până la intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Și Sfinții Părinți ne-au provocat astăzi cu una dintre cele mai interesante cereri pe care fiii lui Zevedeu, numiți și Boanerges, au făcut-o către Mântuitorul. Se numeau Boanerges pentru că în grecește înseamnă tunet, fiii tunetului. Erau niște oameni, așa pe românește, dintr-o bucată. Și lor, când li se părea că un drum e într-o parte, pe acolo se duceau. Și într-una din zile, când Mântuitorul le spunea cum va merge către Ierusalim și acolo va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși care îl vor osândi, îl vor răstigni, îl vor omorâ și a treia zi va învia, au venit la el și a spus: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Mântuitorul i-a întrebat: ce voiți? Și ei au spus: să stăm unul de-a stânga și altul de-a dreapta ta în împărăția ta. Și Mântuitorul a răspuns spunând: puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul care mă botez eu? Și au spus: da, putem. Și atunci le-a spus: adevărat vă spun vouă, paharul pe care îl beau eu, îl vei bea și voi și botezul cu care mă botez eu, cu acela vă veți boteza și voi. Dar a sta de-a stânga și de-a dreapta mea nu este mie a da decât celor pentru care a fost pregătit locul acesta. Ați auzit despre mai mari popoarelor care le stăpânesc. Între voi însă să nu fie așa. Ci cine va voi să fie mai marele vostru, să fie slujitorul tuturor? Și s-a iscat o oarecare gâlceavă cu ceilalți 10 care s-au considerat că ei sunt nedreptățiți. De ce au cerut ceilalți 2 poziții așa de importante? Și apoi Mântuitorul le-a dezlegat, spunându-le: nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci să slujească și să dea viața pentru mulți. Iubiți credincioși, este foarte greu să vorbești despre lucruri aproape teoretice. E foarte greu să vorbești despre principii și este foarte ușor să fii luat în râs dacă vorbești despre așa ceva. Cum poți să spui să fii slujitorul tuturor într-o lume în care nimeni nu are răbdare nici măcar să asculte pe celălalt? Într-o lume în care goana după poziția de-a stânga și de-a dreapta se duce și pe verticală de jos în sus și de sus în jos și pe orizontală de la stânga la dreapta, cine să ocupe un loc de-a stânga sau de-a dreapta? Important este însă un lucru. Dacă sunteți atenți la dialogul pe care l-a avut Mântuitorul cu ucenicii săi, nici măcar nu a luat în seamă că aceștia vorbeau despre o altă lume. El vorbea despre lumea lui. Atunci când i-au cerut să stea de-a stânga și de-a dreapta, niciodată Mântuitorul, care știa cu siguranță ce vor ei, nu le-a dat de înțeles că a priceput că vrea să facă, de exemplu, 2 vicepremieri. Nu, a mers mai departe pe logica cu care i-a învățat să se comporte între ei. Și le-a spus despre moarte și despre înviere și ei nici măcar n-au fost în stare să asculte până la capăt. Pentru că dacă ar fi ascultat până la capăt, s-ar fi bucurat. Orice om care află o veste bună trebuie să se bucure. Numai că atunci când Mântuitorul le-a spus că vor merge în Ierusalim și va fi dat fiul omului în mâinile oamenilor păcătoși, care îl vor osândi, îl vor scuipa, îl vor răstigni și îl vor omorâ, probabil că acolo s-a oprit
deși n-a făcut nicio pauză Mântuitorul, nu le spune Evanghelie că le-a zis a doua zi că va învia. Și le-a zis imediat, și a treia zi va învia. Dacă ei s-au întristat după ce au auzit lucrurile acestea, credeți că s-au întristat așa că avea Mântuitorul să fie osândit? Nu, pentru că n-au auzit că va învia. Așa se întâmplă și cu noi. Mergem până la un anumit moment în lupta asta pentru a lua locul celuilalt, în lupta de a ieși într-un fel sau într-altul în față. Ca să vă spun mai pe șleau ce am să vă spun, îmi aduc aminte că erau odată doi negustori. Ca să le dăm și un nume, Ion și Vasile. Și și-au deschis două magazinașe, buticuri, ca după 90. Cum ar fi acum pe Poporului, când a început unul să deschidă un magazin de, înainte vreme, era de piese auto. Fiecare, după care a venit cu gresie și faianță, acum nu mai știu, cu uși, mi se pare. Deci e moda timpului, trece și merge mai departe. Și ușă în ușă. Adică omul, dacă nu era atent, putea să intre la celălalt. Și unul dintre ei, ce a făcut? Când a văzut că și-a împodobit așa de frumos vecinul lui intrarea, el ce credeți că a făcut? N-a făcut altceva decât pe ușa lui a scris intrare. Și atât. Și toată lumea intră la el. Ei, dar mai departe, când a văzut fratele Vasile ce a pățit, a luat un panou și a scris ouă, un leu 20. A doua zi, Ion a luat și el o tăbliță și a scris ouă, un leu și 10. A treia zi, Vasile, ouă, 80 de bani. Nu știu dacă a scris 08 ron sau altceva, 80 de bani. Următoarea zi, Ion, ouă, 60 de bani. La care a venit Vasile și a zis, băi, până aici, până aici, nu te supăra. Nu știu eu de unde ai furnizorii tu, dar problema este următoarea. Sub 70 de bani n-am cum să le vând. Ce? Păi ouăle, ai zis. Păi cine vinde ouă? Eu nu vând ouă. Asta este lumea în care trăim. Putem să cădem în plasa concurenței cu cineva care nu se luptă cu armele noastre. Și trebuie să fim foarte atenți. Despre aceste două lumi ne vorbește astăzi Mântuitorul, spunând foarte clar și urmărindu-și logica, n-a vorbit despre poziții guvernamentale, n-a vorbit despre poziții în statul de funcții și personal, ci pur și simplu și-a mers pe logica întrebării. Ce voi să vă fac? Păi să stăm de-a stânga și de-a dreapta. Mântuitorul deja vedea de-a stânga și de-a dreapta pe unul care îl hulea și pe celălalt care zicea, Doamne, cum ești Tu în aceeași osândă cu noi? Știa ce se va întâmpla și vorbea în continuare despre acest mod de viață. Pe de altă parte, nici voanerghie și nu erau mai prejos. O țineau și ei pe lor. Adică ei vroiau pur și simplu să fie de-a stânga și de-a dreapta, dar în felul lor. Când le-a zis de botez, ce-o fi zis? Bă, cine știe, o fi vreo unge, dacă poate el, putem și noi. Le-a zis de pahar, acum o duciu și pasta. Dacă o fi cu paharul, o duce și pasta. A zis, da, putem, putem, putem. Acum să ne gândim însă ce reprezentau ei din punct de vedere al proporției. 2 din 12 înseamnă cam 18%. Vă imaginați că au supărat pe ceilalți? Încât toți se întrebau, da, s-a dat drumul la funcții și personal și noi nu știm, de ce ăștia să ceară? Știți ce înseamnă frustrarea asta? Mi-aduc aminte că prin anii 50-60, când începuseră deja cozi pe la unele, pe la altele, și au culminat prin anii 70-80, din vreme în vreme, ca să se mențină flacăra trează că poporul are de toate, venea cât un zvon. Să bagă unt la Trocadero. Toată lumea buluc la unt la Trocadero. Stă acolo 5, 6, 10 ore până a doua zi, a doua zi
venea cineva din partea cealaltă și zice: măi copii, uitați care-i treaba. Cei care n-aveți liceu, plecați acasă. Au plecat, s-au executat. A treia zi, mai rămâseseră câțiva, zice: care n-aveți buletin de Constanța, plecați acasă. Au plecat și altă parte. După care au ajuns între ei și a zis: băi, uite care-i treaba, a zis pe șleau. Numai membrii de partid rămân, că ăștia primesc. Au rămas numai membrii de partid și după 3 zile de stat la coadă, vine în sfârșit marele adevăr. Băi, copii, știți, nici vorbă de unt. Asta este, mergeți și voi acasă. Și se aude din mulțime: ce da, favorizați întâia, fără liceu. Niciodată nu știm cum se întoarce lumea și cum avem impresia despre relațiile noastre sociale. Mântuitorul ne învață însă un lucru care este valabil în toate vremurile. De exemplu, acum dacă zicem că se bagă faianță de nu știu care, să nu credeți că nu se duce nimeni. Ho, 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 cum se deschide cât un hipermarket și bagă tigăi de teflon sau bormașină Bosch, 2 la preț de una. Hai de mine! Sau cine știe ce altă năzrăvănie, nu se întâmplă la fel. Deci e un principiu general valabil. Dar principiul adevărat pe care Mântuitorul ni l-a postulat astăzi este acela că dacă vrem să avem o relație trainică, frumoasă, de lungă durată, este ca să ne propunem să mergem pe principii. Cine vrea să fie mai marele vostru, să fie slujitorul vostru. A, până aici, părinte, lăsați-o încolo. E greu, e foarte greu. Dar este un principiu care ne ajută să înțelegem și subalternul, să înțelegem și șeful, să înțelegem și colegul din stânga și pe cel din dreapta. Adică deja v-am desenat Sfânta Cruce. În relația cu șefii noștri, ce ne facem? Că la un moment dat, parcă se simt ei așa că suflă în ceafă cineva din spate ca să le ia locul. Deci n-ai nicio intenție de genul ăsta. Dar începe să-și facă omul cu păreri. Pe românești zice: chelul își pune mâna în cap. Și începe să te persecute. Care este principiul? Să te duci la alt șef mai mare să zici: știi, eu vreau de-a stânga, dacă ăsta e de-a dreapta și invers? Nu merge. Singura strategie de bază este una pentru care îmi cer iertare celor care m-au mai auzit pe această temă, este aceea de a ne ruga pentru șeful să se facă și mai mare. Adică să aibă sub el alți subalterni, să ne uite pe noi, să-i dea Dumnezeu o altă preocupare. Pentru că așa vom merge și pe rugăciunea lui, că nimeni nu vrea să facă mai mic. Dar dacă noi ne-am duce și l-am reclama, ne-am ținut de capul lui și așa mai departe, n-am face altceva decât să punem gaz pe foc. Și nu e bine. Asta în relația cu șefii. Dar ce ne facem în relația cu subalternii? Credeți că ei nu se simt la fel cum ne simțim noi de oropsiți în fața șefilor? Nu se simt și ei oropsiți decât noi? Ba da, da. Am avut vreodată timp să-i ascultăm până la capăt? N-am avut. La fel ca ucenicii, când s-a văietat de ceva, cum să zică și partea cu învierea, n-am mai auzit nimic. A, stai că spun eu, ce mi s-a întâmplat mie, să vezi cum am ajuns eu pe poziția asta, știi ce greu, și acum vor să mă dea afară și una și alta. N-avem răbdare. Strategia este aceea că dacă vrem într-adevăr să fim șeful cuiva, trebuie să fim slujitorul lui. Și astea nu sunt vorbe. Acestea sunt strategii de viață pe care, dacă le vom respecta, cu siguranță că vom avea marea bucurie să constatăm, cum am mai spus și altă dată, că turma se poate conduce mult mai lesne dacă te duci înaintea ei cu fluierul și când să vină după tine, decât să stai în urma ei cu bâta ca să te uiți ce oaie rătăcită o ia într-o parte și într-alta. Păi bietul animal, pe unde știe că trebuie să o ia dacă nu te duci tu înainte? Asta înseamnă să fii slujitorul tuturor. Nu trebuie să stai în urma turmei, ci înaintea ei. Și mergi așa frumos, cine vine după tine, vine după tine, cine nu are altă treabă, nu trebuie să fie obligat. Te vei întoarce și vei face și în locul lui. Și când vom avea cultivat în noi bucuria că am putut să facem ceva
frumos, să știți că atunci vom înțelege ce a zis Mântuitorul: cine vrea să fie mai marele vostru, să fie slujitorul tuturor. Vă dau un exemplu scurt. Sunt obișnuit ca în fiecare dimineață să-mi iau punguța din portbagaj pregătită de cu seara, să fie neapărat goală și cât mai voluminoasă, să arunc acolo pistoacele de țigări, pachetele de țigări, peturile de apă minerală, de Coca-Cola, așa mai departe, care sunt în parcare, ca atunci când se trezește familia mea să vadă frumos. Obișnuit cu lucrul acesta, am ajuns la o sfeștanie înainte de a se face ora, cum mi se mai întâmplă, v-am mai zis și altă dată. Cel mai grav este nu să întârzi, este să duci mai devreme și să-l găsești pe om, cum n-ai toate pregătite. Și atunci m-am învățat minte și dintr-un reflex binecuvântat mă duc la portbagaj, iau sacoșa și m-am pomenit că am ajuns pe strada ailaltă. Asta și datorită faptului că nu erau chiar așa de multe pachete de țigări aruncate, dar problema era următoarea, că nu aveam pe mine echipamentul de la Polaris, eram cu reverenda. Să știți că n-a luat-o nimeni ca pe un afront, dar am mai văzut vreo 2-3 că s-au plecat după niște bilețele de... Era o stație de autobuz pe acolo. E mare lucru. Și am mulțumit Dumnezeu că m-a luat valul, ca să zic așa, și când m-am uitat la ceastă, cu și vremea, și mi-am făcut slujba frumos. În momentul în care încerci bucuria aceea că ai făcut ceva, un lucru pe care trebuia, zici tu în mintea ta că trebuia să-l facă altcineva, deja te gândești că acel lucru pe tine te aștepta să-l faci. Dacă vom aștepta să facă fiecare în parte treaba lui, așteptăm degeaba. Nu avem ce aștepta. Totul se cere de la noi, dar nu așa cu bâta, nu, ci pur și simplu, dacă vrem să fie ceva frumos lângă noi, acel frumos trece prin mâna noastră, nu trece prin alta. De asta a zis Mântuitorul: dacă va voi cineva să fie mai marele vostru, să fie slujitorul tuturor. Pentru că acesta este singurul principiu de a trăi frumos. A trăi frumos nu înseamnă a trăi cu ochii la un defect pe care să zici pe ăsta trebuie să-l facă X, cu mâna pe telefon și stai acolo până vine cu tare. Nu. A trăi frumos înseamnă a pune mâna să faci tu. Dar nu numai a aduna, ce v-am zis, gunoaiele de colo, de colo. Nu, nu, nu. A aduna din ceilalți privirile rele, gândurile rele și a le transforma în gânduri frumoase. Și de ce din celălalt? Din mine, din fiecare persoană. Eu să-mi smulg gândul ăla că șeful vrea să mă dea la o parte, eu să-mi smulg gândul că un subaltern vrea să-mi ia locul și dacă am făcut curățenie așa, cu siguranță că nu voi avea parte de rele tratamente. Dar dacă nu gândesc așa, trebuie să mă aștept la orice. Pentru că cine scoate sabia, de sabie va pieri. Dacă eu vreau să facă dreptate, vă imaginați că Dumnezeu este și bun, dar este și drept. Nici nu știți ce cereți, așa cum le-a zis Mântuitorul astăzi celor doi uceni, nu știți ce cereți. Dacă cereți: Doamne, eu vreau după dreptate, imediat când ați încheiat această frază, o să vă năpădească cel puțin 20 de gânduri și o să zice: o, stai așa, Doamne, nu e chiar așa. Că dacă e să faci dreptate, hai, cum am ajuns eu aici? Și începi încet, încet să-ți faci un proces adevărat de conștiință, o să-ți dai seama că pierzi dacă Dumnezeu face dreptate. Lasă-L să facă bunătate. Dar asta o poate face decât dacă îi dai tu voie. Dacă faci tu întâi bunătate, atunci va face și Dumnezeu bunătate. Dar dacă noi așteptăm să fie totul după dreptate, nu, Doamne, nu vreau să... E după dreptate. Bine, avem și noi dreptate probabil că unul la milion și ridicăm standardul ăsta cu cazul nostru și uităm de partea cealaltă care are nevoie de bunătate. Iubiți credincioși, ne pregătim să ajungem în Ierusalim. Cum ajungem acolo? Să nu credem că duminica viitoare va rămâne în loc. Nu. Noi ne pregătim să ajungem la Ierusalim, dar în momentul în care am ajuns la Ierusalim, n-am ajuns la o destinație și atât. Vai de cei care așteaptă să vină Paștele și atât. Nu.
trebuie deja să se gândească la Crăciunul următor, apoi la Paștele următor, pentru că viața este o călătorie, nu o destinație. Astăzi, Mântuitorul ne spune că suntem datori să conducem lumea prin slujire. Și noi trebuie să ne conducem sufletele noastre prin slujire. Să le slujim până când ajungem în Ierusalim, primeniți frumos și mergem mai departe prin patimă, dar cu gândul la înviere, ca să nu deznădăjduim. După ce vom trece și de Paști, nu ne oprim. Nu avem voie să ne uităm în stânga, în dreapta, direcția înainte, la Crăciunul următor și tot așa până când? Până când ne va rândui Dumnezeu să înțelegem odată pentru totdeauna că lumea este împărțită în două, cel puțin. Și vă spun un singur lucru, care de când eram copil m-a marcat. De ce Mântuitorul în grădina Ghetsimani s-a rugat, Doamne, nu pentru lume, mă rog, ci pentru cei pe care i-ai ales din lume? Înseamnă că Mântuitorul este foarte atent cu ceea ce a postulat astăzi, că nu pentru lumea care se conduce de la mare la mic a venit El, ci pentru lumea care se conduce de la mic la mare, pentru lumea care slujește. Să nu ne amăgim că Mântuitorul a venit așa să ne ia pe toți în spate și gata. A venit pentru cei care știu să aplice legea spălării picioarelor celorlalți. Dacă nu vom face asta, n-avem de ce să ne amăgim că suntem în partea cealaltă de lume. Noi stăm aici înghesuiți, da? Putea să stați pe stradă, că e foarte limpede pe stradă, e mult mai aeriseală decât aici. Și am ales să fim aici împreună. De ce? Pentru că aici am ales noi să ne slujim unii pe alții. Nu neapărat că este comod, ci pentru că aici ne vedem unii pe alții, ne uităm ochi în ochi și ne promitem să nu uităm principiul pe care Mântuitorul l-a postulat astăzi. Cine va voi să fie mai mare, să fie slujitorul tuturor. Așa să ne ajute Dumnezeu.